Un susținător al candidaturilor pentru Parlamentul European pe listă comună, sub sigla USL, este chiar președintele PSD Argeș, Constantin Nicolescu. Când ai semnat un contract, un parteneriat, părerea mea este să mergi în continuare cum prevede parteneriatul. Adică să mergem în comun. Dacă am semnat un document care să fie valabil până în 2016, păi să ne păstrăm regula asta, măcar să facem o excepție, prima alianță care își duce protocolul până la capăt. E adevărat ce spune, s-ar putea PSD-ul, nu știu, să piardă 5%, nu știu, 10% din ce ar fi putut să ia în plus, dar în același timp trebuie să spui și ce pierzi. Pentru că, la urma urmei, am venit în fața populației USL-ul și am convenit că vom fi o alianță serioasă, că vom face lucrurile care le-am promis, că nu o să facem greșelile care le-au făcut ceilalți și așa mai departe. Și dacă judeci între problema asta, care e cea mai importantă, cum te vede alegătorul, că eu ți-am dat un vot ca alianță USL, tu ai făcut promisiuni că vei fi deosebit și după un an de zile sau după 3 ani de zile, vorbesc de guvernarea oficială care e de un an de zile, deja ai rupt-o și nu faci cu nimic excepție de ce s-a întâmplat la alianța DA care s-a rupt după un an jumătate, însemnează că toată viața politică în România nu se schimbă, nu evoluează pozitiv de la o perioadă la alta. De aceeași părere sunt și liberalii argeșeni. Ar fi bine să mergem pe liste comune, pentru că și în acest fel ne putem duce mandatul de guvernare pentru cetățeni. Dacă vreți o părere personală și mi-o asum ce spun, nu cred că acum la noi sau la PSD contează un europarlamentar în plus sau în minus, adică față de ce trebuie să facem pentru această țară. Liderul social-democrat consideră că prezența la urne nu va fi mai mare de 30%, iar în aceste condiții USL și-ar putea păstra procentul zdrobitor din alegerile parlamentare de anul trecut.